Eu nu am temei să nu-l cred pe domnul președinte Timofte, din cauza că dânsul mi-a vorbit preponderent despre această candidatură și faptul că s-a insistat foarte mult pe candidatura domnului Plahotniuc, ba chiar se insista ca decretul să fie semnat chiar ieri, pe data de 14, cu referință că dacă va fi semnat decretul pe 14, atunci guvernul urma să fie investit până joi, pe 17 sau cel târziu vineri, pe 18.